Gedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut el și cei 300 de oameni care erau cu el, obosiți, dar urmărind mereu pe vrăjmaș. El a zis celor din Sucot: dați, vă rog, câteva pâini poporul care mă însoțește, că sunt obosiți și sunt în urmărirea lui Zebac și Țalmuna, împărații Madianului. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să reocupați locurile. Și acum vrem să ne unim și să spunem încă o dată: slăvit să fie Domnul! Vreau să vă mărturisesc că inima mea este plină de bucurie și în același timp și emoții. Mă bucur din inimă să fiu împreună cu voi, să fim la închinare. Pentru asta spun slăvit să fie Domnul. Majoritatea dintre voi, familiile, sunteți prieteni, Dumnezeu să o binecuvânteze. Mă bucur că Dumnezeu ne-a dat oportunitatea aceasta prin fratele Paris, Domnul să-l binecuvânteze, să pot să slujesc aici în biserică. Mă bucur de fiecare care a venit, mă bucur de slujitor, de frat, de echipă, de prieten, mă bucur de fratele Matei, de fratele Alex, de ceilalți slujitori ordinați, cei care slujesc, fie prin cântare, fie prin cuvânt. Fiți binecuvântați, sunteți o biserică tânără, aveți mult potențial, ar trebui să faceți multă treabă pentru că sunteți o biserică tânără. Oameni buni, frați și surori, și pentru mine, așa cum vă spuneam, este așa o bucurie, o oportunitate, o onoare să stau în fața poporului lui Dumnezeu. Și așa cum vă spuneam, prin faptul că avem doar o slujbă, m-am frământat foarte, foarte mult ce să predic, dar până la urmă m-am oprit asupra acestui pasaj, care am intitulat și predica din dimineața aceasta se va numi: ce să faci pentru a birui mereu pe vrășmaș sau pe diavolul? Obosit, dar urmărind mereu pe vrășmaș. Așa se va intitula predica din dimineața aceasta, pentru că de multe ori suntem obosiți. Când vorbim de oboseală, nu vorbesc neapărat de oboseala aceasta trupului, și foarte mult să știți că contează și oboseala fizică sau a trupului cum venim înaintea lui Dumnezeu. Dar am auzit în ultima vreme și în ultima perioadă, mergând în anumite biserici, în stânga, în dreapta și apoi în biserica în care slujesc, și apoi pe slujitori în general și pe oamenii lui Dumnezeu și inclusiv și poporul, care spune: am obosit de a mai lupta, am obosit de a mai merge înainte, parcă simt o oboseală în viața mea spirituală, în trupul meu. Veți vedea în dimineața aceasta, oameni buni, ce ar trebui să facem noi ca să-l biruim. Sau mai mult decât atâta, unii dintre noi poate spune: m-am obosit să mai lupt cu diavolul, să mai lupt cu păcatul. Am fost biruit de prea multe ori, am cedat de prea multe ori în fața ispitei, în fața păcatului. Ce ar trebui să fac ca să nu mai fiu biruit de păcat, ca să nu mai fiu biruit de diavolul și mai degrabă să pot să fiu un om biruitor? Pentru că și Matei spunea ieri seara și Biblia ne cheamă și ne spune că noi suntem mai mulți decât biruitori și Dumnezeu pe noi ne-a chemat să fim biruitori în lumea aceasta, adică nu suntem înfrânți. Noi nu suntem chemați să fim înfrânți sau să cedăm în fața diavolului, dar avem noi un cuvânt care spunem: oboseala își spune cuvântul. Veți vedea, oameni buni, frați și surori și prieteni dragi, în dimineața aceasta câteva lucruri care ar trebui să le facem ca să biruim mereu sau întotdeauna pe diavolul. Chiar dacă suntem obosiți, am citit aici câteva versete despre Gedeon, care a mers cu poporul în urmărirea împăraților Madianului și a poporului Madian, și spune Biblia că oamenii aceștia erau obosiți, dar oamenii aceștia au făcut câteva lucruri. Așa cum vă spuneam, am fost biruiți de prea multe ori. Poporul Israel, spune Biblia, a fost biruit de Madian. Imaginați-vă, vă rog, întâmplarea aceasta. Timp de 7 ani au fost biruit de Madian. Când le era viața mai dragă, când credeau că sunt undeva pe înălțim, când credeau că toate merg roz în viața lor, atunci vinea Madian, vinea poporul madianinților și înfrângea poporul, bătea poporul, le lua tot ce avea, le lua și copiii, le ardeau casele. Și an,
an și an timp de 7 ani de zile au fost biruiți. Veți vedea în dimineața aceasta oameni buni și veți vedea că noi putem să fim biruitori. Veți vedea că noi putem să biruim în fiecare zi. Pentru că vă aduceți aminte, îmi vine în minte un lucru care nu mi l-am propus să-l spun, dar îmi vine în minte când Domnul stă de vorbă cu Cain, i-a zis așa: Caine, de ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa că dacă faci bine vei fi bine primit, iar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. N-ai cum să scapi de la, din momentul când te-ai născut, dacă vrei și până îți vei pune mâinile pe piept, păcatul va pândi la ușă, dar avem o oportunitate, spune, dar tu să-l stăpânești, adică ne-a dat oportunitatea să stăpânim, putem să biruim, dacă vreau să păcătuiesc, păcătuiesc, dacă nu vreau, am oportunitatea, am tăria aceasta din partea lui Dumnezeu, puterea aceasta de a stăpâni păcatul. Veți vedea în dimineața aceasta, oameni buni, ce trebuie să facem. Gedeon, cu 300 de oameni, poți birui pe Madian, care este fără număr. Fără număr era Madian, aproape ca nisipul mării. Spune că avea un număr foarte mare de animale, de cămile, de ostal și erau fără număr. Și Gedeon cu 300 de oameni biruie poporul Madian. Uneori îți prea slab, îți prea obosit, nu mai pot, singur, suntem prea puțini pentru a birui, ai căzut de prea multe ori. Cunosc o grămadă de oameni care spune, care mi-au spus, fie la mărturisire, fie în viața aceasta în care trecem, oamenii mi-au zis: am căzut de prea multe ori în patima aceasta, în pofta aceasta, în păcatul acesta, vreau să birui, dar nu pot, cedez în fiecare zi, că merg o zi, două, trei, o săptămână, o lună și din nou cad în ispita aceasta, din nou sunt biruit de diavolul, din nou mă biruie diavolul. Ori oameni buni, frați și surori, încă o dată spun eu, noi am fost chemați să fim biruitori și spun slăvit să fie Domnul, adică noi putem să fim oameni care să biruim în fiecare zi. Veți vedea ce ar trebui să facem noi. Așa cum vă spuneam, uneori am obosit pe cale să mai luptăm, parcă cedăm. Cedăm în fața diavolului. Diavolul vrea să ne lovească și ascultați-mă, știți când ne lovește diavolul cel mai mult? Atunci când suntem cei mai obosiți. Dacă vreți, fie în viața asta spirituală și fie în viața fizică sau a trupului, să știți că diavolul ne lovește cel mai mult atunci când noi suntem obosiți. De asta nu-i voie să fim obosiți. Dar cu toate acestea, oameni buni, frați și surori, în dimineața aceasta Dumnezeu ne-a chemat și vă spuneam că greu m-am decis, dar în același timp am urmărit gândurile, am urmărit cântările, ne-am bucurat în prezența lui Dumnezeu, am fost atinși și aproape am văzut că majoritatea îndemnurilor și apoi și Matei și cântările au mers pe acest subiect care am să vi-l spun un pic mai târziu. Atunci, știți, uneori ne punem întrebarea de ce sunt biruit. Vreau să vă spun așa, atunci când nu postești, când nu te rogi, ai obosit și renunți de a mai lupta, de a mai fi un biruitor. Ori noi ar trebui să fim oameni buni, frați și surori, oameni care să biruim în fiecare zi. Dragi prieteni și familii și copii care sunteți aici, noi ar trebui să biruim descurajarea, să biruim deznădejdea, să biruim boala, dacă vreți, să biruim păcatele din viața noastră, să biruim ispitele din viața noastră, pentru că, ascultați-mă, încă o dată spun, să știți că niciodată nu se va opri decât atunci când vom pleca noi sau va veni El, se va termina ispitele, vom fi ispitiți, dacă vreți, uneori chiar și în biserică, alte ori afară. Întotdeauna diavolul caută să fim atacați de el prin anumite metode, dar noi în dimineața aceasta, poate că sunt oameni care au cedat, poate că sunt oameni care au zis: ce să fac, am renunțat, chiar dacă vin, când bat și eu din palme, mă rog, dar în interiorul meu îs frânt, îs lovit, îs obosit, am cedat în fața diavolului, pentru că aici poți să cânt și acasă poți să fii un înfrânt sau pe stradă sau în anumite situații. Ori veți vedea în dimineața aceasta și este valabil și pentru voi tinerii, pentru fiecare dintre voi, veți vedea că noi putem să fim biruitori și putem să biruim, dar ce ar trebui să facem? De ce? Imaginați-vă cum arată un om care e biruit în fiecare zi și apoi imaginați-vă cum arată un biruitor.
Am predicat odată, nu de mult, în biserica din Hagen și predicam despre ziua în care Dumnezeu vrea să te elibereze. Și spuneam una din lucrurile care spuneam, păcatul te face să stai întotdeauna cu capul în jos. Pentru că asta e menirea diavolului, asta e menirea păcatului, asta e menirea poftelor, asta e menirea ispitelor, de a te face să stai întotdeauna cu capul în jos. Pe când Dumnezeu, când vrea să te elibereze, primul lucru care îl face, spuneam, îți înalță capul, adică să rede din nou de demnitatea de om al lui Dumnezeu, de copil al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Și poate că sunt oameni sau tineri sau frați în dimineața aceasta care au obosit, care sunt înfrânți, care au fost biruiți de diavolul în anumite situații, care nu poate să ține gura, care nu poate să se înfrâneze sau care cedează întotdeauna. Veți vedea că noi putem să fim biruitori, pentru că Biblia spune în cartea Apocalipsa, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit, adică El ne-a asigurat și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ce ar trebui să facem, oameni buni? Știți ce ar trebui să-l facem, primul lucru? Am citit aici un lucru, spune așa, Gedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut el și cei 300 de oameni care erau cu el. Știți ce trebuie să facem ca să biruim în fiecare zi? Primul lucru ar trebui să depășim obstacolele care ne împiedică de a fi biruitori. Asta e primul lucru, să depășești obstacolul. Sunt o grămadă de obstacole. Să știți că noi cădem și nu suntem biruitori datorită, pentru că diavolul pune în fața noastră obstacole, în fața acestui popor, în fața lui Gedeon, în fața celor 300 de oameni. Era Iordanul, era un obstacol. El trebuia să ajungă undeva ca să prinde pe împărații Madianului și nu puteau din pricina Iordanului. Și a zis, până nu vom trece Iordanul, noi n-avem cum să prindem pe împărații Madianului, nu avem cum să prindem pe vrăjmașii noștri. Vreau să vă spun că tu nu poți birui pe diavolul, că tu nu-l poți birui pe vrăjmaș dacă mai întâi nu depășești obstacolele care sunt în viața ta. Sunt anumite obstacole, l-am auzit pe Maradona în rugăciune și spunea, Doamne, de ajută-mă să depășesc piedicile, barierele, să depășesc obstacolele care sunt în viața mea. Oameni buni, frați și surori, în dimineața aceasta Dumnezeu ne cheamă, în primul rând, să depășim obstacolul din viața noastră. Sunt o grămadă de obstacole și poate că veți spune întrebarea, dar ce înseamnă sau care sunt obstacole? Vreau să vă spun că nepăsarea poate să fie un obstacol în viața ta de a birui, apoi descurajarea poate să fie un obstacol în viața ta de a birui, apoi mândria, aroganța, egoismul sau neacceptarea voii lui Dumnezeu. Toate acestea sunt obstacole sau piedici în calea biruinței sau în calea de a birui mereu pe diavolul. În dimineața aceasta Dumnezeu ne cheamă să depășim, să dăm la o parte obstacole. La un moment dat vine Moise cu un plan, cu un proiect și spune, uite, vreau să scot, Dumnezeu m-a trimis să scot poporul din țara Egiptului, să vă scot din robia aceasta. Și ascultați-mă, știți ce spune Biblia? Un lucru foarte interesant, spune așa, deznădăjdea. Și trăim într-o perioadă care o spuneam și ieri seara, o vreme în care avem de toate, o vreme în care poate conducem cele mai bune și cele mai luxoase mașini, o vreme în care locuim în cele mai frumoase case, o vreme în care avem frigiderile cele mai frumoase și cele mai pline. Dar ascultați-mă, cu toate acestea, suntem o generație care suntem descurajați. Suntem o generație în care fragilă, dacă vreți, spuneam și în biserica din Lid. Suntem o generație în care a apărut descurajarea aceasta peste bisericile, peste oameni, peste tineri. Vin în biserică și parcă toate sunt doar așa de suprafață. Râdem, zâmbim, batem din palme, cântăm, dar înăuntru nostru suntem descurajați. Suntem uneori descurajați de anumite situații. Suntem descurajați uneori de biserică, poate de slujitor sau de anumite. Uitați ce spune Biblia, de deznădăjdea și robia aspră în care se aflau poporul Israel i-a împiedicat să asculte. Adică i-a împiedicat să biruie, dacă vreți. Deznădăjdea și robia i-a împiedicat.
Ce te împiedic în dimineața aceasta? Ar trebui să identifici, la un moment dat spuneam despre cum poți avea din nou relație, cum poți să fii din nou reabilitat, relația să fie reabilitată. Și în primul lucru, după ce îl mărturisești păcatul, ar trebui să identifici lucrul care a rupt relația ta cu Dumnezeu, care nu-ți dă voie să fii un biruitor. S-ar putea să fie o vorbă, s-ar putea să fie un lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu. Uneori s-ar putea să fie anturajul, alteori s-ar putea să fie prietenii sau oamenii. Știți că pe Isaia l-a împiedicat Ozia ca să-l vadă pe Dumnezeu și a zis: în ziua morții lui Ozia, până nu vor muri oamenii aceia care se împiedică pentru tine, adică până nu te vei îndepărta de ei, n-ai cum să-l vezi pe Domnul într-un mod real. Ar trebui să moară, dacă vreți, oamenii aceștia, adică nu într-un mod fizic, și dacă vreți să te îndepărtezi, să tai relația totală cu ei, până nu te îndepărtezi de Ozia, care e un păcătos, care e un lepros, n-ai cum să-l vezi pe Domnul, n-ai cum să fii biruitor. Spune Biblia că Isaia în ziua morții lui Ozia l-am văzut pe Domnul. Știți de ce nu vedem noi minunile, oameni buni, frați și surori, și de ce nu vedem minuni? Pentru că nu trăim, ascultați-mă, nu dăm piedica la o parte. Ce a zis Domnul când a murit Lazar? Dați piatra la o parte. Ne punem întrebarea: de ce astăzi nu mai vedem minuni? De ce poate nu se mai fac minuni? Ascultați-mă, dați piatra la o parte și veți trăi cele mai mari minuni cu Dumnezeu. Suntem oameni aici care avem poate experiență că am trăit minuni mari cu Dumnezeu. Trăiesc de aproape mai mult de 10 ani, trăiesc minuni cu Dumnezeu, să nu zic de mai mulți ani, și văd minunea, dar toate acestea am încercat să dau piedicile care uneori mă împiedicau să văd minuni. Ascultă-mă, n-ai cum să vezi minunile lui Dumnezeu, n-ai cum să fii un biruitor dacă tu nu dai piatra din viața ta la o parte, dacă tu nu dai piedica la o parte, pentru că Iisus a zis: dați piatra la o parte și veți vedea minunea. Și în dimineața aceasta îți spune ție, spune mie, ne spune nouă: dacă vrei să fii biruitor, dacă vrei să-l birui pe diavolul, dă piatra din inima ta la o parte, dă păcatul la o parte, dă obstacolul la o parte, pentru că la un moment dat spune în cartea Evrei un cuvânt care spune așa: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm orice, să dăm la o parte orice piedică, indiferent, privește, vede, poate că e mică, poate să fie, uneori considerăm că minciuna e un păcat mic și este cel mai mare, dar poate să fie, consideră-l mic, dă-l la o parte, și poate o bârfă, poate o clevetire, anumite lucruri nu-ți dă voie să trăiești o viață de biruință, nu-ți dă voie să fii biruitor, să-l birui pe diavolul și întotdeauna cazi și cedezi în fața diavolului, pentru că n-ai dat piedică la o parte. Dă piedica la o parte. Și în al doilea rând, după ce ai dat piedica la o parte, ce ar trebui să facem? Ce a zis aici Gedeon? El a zis celor din Sucot: dați, vă rog, câteva pâini poporului care mă însoțește, că sunt obosiți. Ascultă-mă, fiecare dintre noi, în adevăr, că am obosit, uneori și eu am obosit pe cale. Sunt o grămadă de întrebări care mă întreb. Sunt întrebări care le pun și ca slujitor și eu lui Dumnezeu. Uneori aștept să intervine Dumnezeu. Am o nădejde că într-o zi știu că El va veni și într-o zi voi pleca eu sau va veni El. Știu că într-o zi Dumnezeu mă va binecuvânta și cum binecuvintează Dumnezeu, nu binecuvintează niciun om sau nimeni de pe fața pământului, că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Dar ascultă-mă, tu n-ai cum să fii un om biruitor dacă în al doilea rând nu te hrănești zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Asta e cea mai sigură metodă de a birui pe diavolul, este să te hrănești zilnic din cuvântul lui Dumnezeu. Trăim o perioadă și o vreme în care avem cei mai buni predicatori, cele mai buni biserici, cei mai buni cântărești, dacă vreți să avem oamenii cei mai buni, dar ascultați-mă, suntem o vreme și o generație care citesc cel mai puțin din cuvântul lui Dumnezeu, care se hrănesc, se mulțumesc doar cu ce se predică de aici și apoi o săptămână, o lună, două, trei, n-au treabă cu Biblia și îți pun întrebarea: de ce sunt biruitor? De ce sunt biruit de diavolul? De ce sunt biruit de păcat?
Pentru că nu te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu. Nu te hrănești cu pâinea aceasta. Biblia spune așa: Iisus a biruit pe diavolul prin cuvânt și a zis, este scris. Ascultă-mă, atunci când vine diavolul, când vine păcatul, când vine ispita la tine, dacă tu nu te-ai hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu, cum poți să spui tu diavolul, este scris? Ce este scris? Dacă nu mai știi ce este scris. Oameni buni, frați și surori, Biblia spune și David spune lucrul, salmistul spune lucrul acesta în Psalmul 119, nu-i David, poate că e altcineva, dar e salmistul, spune așa: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Oameni buni, singura metodă, pe lângă metoda care o spuneam, dar de a piedica la o parte, de a birui mereu și să trăiești un biruitor și să fii plin de bucurie, plin de veselie și când vii în casa lui Dumnezeu, parcă, permiteți-mi expresia, datorită biruința aproape că vii cu mâinile în buzunar, este de a te hrăni din cuvântul lui Dumnezeu. Știi ce spune Biblia în cartea Proverbe 13 cu 13? Spune așa: cine nesocotește cuvântul Domnului, nu li se pierde. Tu n-ai cum să rămâi, tu n-ai cum să fii puternic dacă tu ne socotești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu ai pus, avem cele mai performante Biblii și le ținem undeva pe dulap sau undeva ascuns. Uneori unii nici nu au Biblii, dacă vreți. Oameni buni, ceea ce ne dă biruința și ne asigură biruința este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici spune în Psalmul 107, a trimis cuvântul său și a tămăduit și a scăpat din groapă, adică cuvântul ne poate scăpa de păcat, ne poate scăpa de diavolul, ne poate scăpa de anumite situații și nu numai că ne scapă, dar spune i-a tămăduit, adică ne vindecă. Ne-ați văzut că uneori venim posomorâți, venim triști și ascultăm un cuvânt și cuvântul ne înviorează, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că asta e menirea cuvântului. La un moment dat îmi vine în minte un cuvânt care spune așa: iată că voi sunteți acum curați din ce? Din pricina cuvântului pe care l-ați auzit. Ceea ce ne poate, spuneau aici despre inimă curată, vorbeau despre cum poți să ai o inimă curată. N-ai cum să ai o inimă curată dacă tu nu te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu. Poți să te rogi dacă vrei și să faci ce vrei, dacă nu te hrănești, menirea cuvântului este să curățească inima. Oameni buni, frați și surori, știți ce spune Biblia? Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în voi a biruit pe cel rău. Doar prin cuvânt noi putem birui pe vrăjmaș. Dați, vă rog, câteva pâini poporul acesta care e obosit. Adică ia pâinea vieții, ia pâinea care s-a coborât din cer și hrănește-te cu pâinea aceasta și vei avea asigurată biruința. La un moment dat vine Biblia și spune așa: cuvântul lui Hristos să locuiască cum? Din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cum se înveți pe alții? Cum să vorbești despre psalm? Cum să vorbești despre cântări duhovnicești? Când ne adunăm, vorbim despre mașini, despre cai, putere, vorbim de anumite lucruri ce am mai realizat, pentru că noi nu-i cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni. Oameni buni, voi trebuie să înțelegeți că dacă ar trebui să fie ceva prioritar în viața noastră, ar trebui să fie cuvântul și apoi celelalte sunt detalii. Că oameni buni, ascultă-mă, ți-ai pus întrebare și ai căzut de prea multe ori și ai spus: Doamne, de ce n-am biruit? N-ai biruit pentru că nu te-ai hrănit din cuvântul lui Dumnezeu. Și eu îmi pun o întrebare și poate că și Matei și Ale și ceilalți slujitori care sunt aici, uneori avem o perioadă sau un timp când mergem în lucrare, în stânga, în dreapta, undeva și nu mai citim din cuvânt și ne simțim gol. Eu, unul personal, mă simt atât de gol și îmi pun întrebarea: cum se întâmplă că un om nu citește, nu se hrănește de ani de zile cu cuvântul lui Dumnezeu? Am predicat în biserica din Lin și spuneam: de ce se usucă sufletul? Și la un moment dat spuneam: când legumele robie sunt mai gustoase decât
pâinea care s-a coborât, pâinea libertății care s-a coborât din cer. Uneori punem preț pe legumele robie și îi punem preț pe aceste lucruri ale lumii mai mult decât pe cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, frați și surori, Biblia ne cheamă să citim, să ne hrănim. Știți ce spune Biblia? Am citit aici o întâmplare și îmi place atât de mult întâmplarea aceasta. Știți că la un moment dat Saul merge împotriva filistenilor și era atât de supărat în firea lui pământească, era condus aproape de firea lui și a zis așa, a făcut o jurință și a zis așa, până de seară niciunul din popor nu va gusta mâncare, pâine, nimic, până nu vom birui, el a zis că face bine, n-a știut că prin asta poporul se obosește și mai tare, scade puterea și mai mult, și mai mult, dar spune Biblia așa, că acolo era Ionatan. Ionatan n-a știut de această decizie și intră într-o pădure. Ce oportunitate aveau oamenii aceștia? Intră într-o pădure și spune în Biblia că era plină pădurea de miere, faguri acolo, era miere și la un moment dat nimeni n-avea voie să uitau poate cu atâta poftă. Erau și poate unii flămânzi, obosiți, mergeau să biruie și ei erau slăbiți, slăiți de putere. Și spune Biblia că la un moment dat Ionatan întinde vârful și pune în miere și ia și dă. Și în momentul când el gustă din mierea, dintr-o dată fața, ochii s-au luminat. Și uitați ce spune aici, la un moment dat aude de decizia tatălui său și spune așa, negreșit, tatăl meu ce face, pune în pericol poporul. Ia uitați ce spune, negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care au găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare, ascultă-mă, n-ar fi biruința diavolului mai mare ca biruința noastră dacă noi ne-am hrănit în fiecare zi din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi ne-am hrănit în fiecare zi din cuvântul tău, din cuvântul Domnului, la un moment dat vine Biblia și spune așa, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și în al treilea rând, și aici e foarte interesant, și aici vreau să vă spun că e pentru prima dată când predic din punctul acesta. Am citit aici un lucru foarte interesant, m-am uitat ce înseamnă și nu mi-a dat nici istoria, nici concordanța, nici comentariile, dar e un lucru foarte interesant aici. Spune așa, Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat dis de dimineață și au tăbărât la izvorul Harod. Și Dumnezeu mi-a dat un gând și m-am gândit și am zis așa, în al treilea rând, ca să pot birui mereu pe vrășmaș, trebuie să mă opresc neapărat la izvorul numit biserică. La izvorul numit biserică. De ce? Și acum vreau să vă spun de ce. De ce să ne oprim la izvorul numit biserică? Pentru că acolo se testează credința noastră, statornicia noastră, credincioșia noastră, se vede dacă suntem buni de luptă. Unde a testat Gedeon poporul? La izvor. Unde se testează poporul? Unde se testează oamenii? Afară pare că toți suntem lupte, spune, ne implicăm, dăm, băgăm în stânga, în dreapta, dau cât e. Aici. N-ai cum să birui pe diavolul dacă tu nu te oprești ori de câte ori este biserică și aici vă rețin mai mult. N-ai cum să te oprești la izvorul acesta numit biserică. Oamenii aceștia s-au oprit la izvorul numit Harod și am zis, cum se numește izvorul care tu te adepi în ultima vreme? Cum se numește? Poate că izvorul tău se numește biserică. Alt izvor se numește business. Alt izvor se numește mall. Poate că tu iubești mai mult mall-ul, business-ul, shopping-ul, afacerea sau alte lucruri. Care e izvorul care în ultima vreme îți potolește setea? Și îți pui întrebarea, de ce eu nu sunt biruitor? Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat dis de dimineață și au zis, o, slăvit să fie Domnul, eu n-am cum să-l birui pe Madian. Dacă nu mă duc, la un moment dat, dacă veți citi mai în spate, spune că au rămas fără apă, au rămas. Și spune că acolo s-au înviorat sufletul.
Oameni buni, frați și surori, n-ai cum să birui. La ce izvor te oprești, îți foarte direct. La ce izvor te oprești atunci când este slujba la biserică? Joi, duminică, marți, unde te oprești? Cum se numește izvorul? Și îți pui întrebarea, de ce nu birui? De ce sunt în frân? Pare, ascultă-mă, pare că tu ești un biruitor. Uneori îi văd pe unul, dar ascultați-mă, cei care cunosc deja la un moment dat, noi avem și unii din slujitori și psihologie, fără să vrei, și experiența aceasta, și îmi dau seama că sunt biruiți. Pentru că oamenii aceștia nu se opresc. Uitați ce spune în Ieremia. La un moment dat spune așa, în cartea Ieremia, tot cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abată de la cei ce se abată de la mine vor fi scriși pe pământ, că își părăsesc pe Domnul, izvorul apelor vii. Și ascultați-mă, a părăsit biserica înseamnă a părăsit pe Domnul. Dacă vreți. Oameni buni, tot aici în Ieremia spune așa, căci poporul a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri lângă puțuri crăpate care nu țin apă, adică se duc la niște izvoare care încearcă cumva, și îmi vine în minte fraza care spune la un moment dat Domnul Iisus când stă de vorbă cu femeie, o femeie, dacă ai ști tu cine este cel care îți dă apă, nu ți-ar mai fi sete niciodată. Și aici am spus un lucru foarte interesant, ascultați-mă, poți să bei apă din care izvor vrei tu din lumea aceasta. Ascultă-mă, singurul izvor care curge știți de câți ani și nu s-a oprit niciodată, de 2000 de ani, este izvorul numit biserica. Binecuvântat să fie Domnul. Ascultă-mă un alt lucru. Știți de ce tu ești biruit de păcat și de anumite lucruri? Că nu faci parte în totalitate din biserică. Ascultați-mă un lucru care l-am descoperit nu demult. Și Biblia spune, da, așa mi l-a descoperit mie Domnul mai de curând, poate la alții mai de mult. Toate lucrurile din lumea aceasta, tot ce există, cei mai puternici lucruri care există, se poate birui. Armata lui Putin sau care vreți voi, sau poate și armata celor din America, tancurile, orice vreți voi, se poate birui. Un singur lucru nu-l poate birui diavolul, nu-l poate birui locuința morților, nu poate birui nimeni. Este biserica lui Dumnezeu. Și dacă tu faci parte din biserica lui Dumnezeu, n-ai cum să fii biruitor. Dacă tu nu faci parte din biserica lui Dumnezeu, n-ai cum să fii biruitor. Dar dacă faci parte și fii și ești aici și stai la izvorul numit Haros sau numit biserică, este, atunci tu ai asigurată biruința. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce spune cartea Evrei? Să nu ne părăsim adunarea noastră cum au unii în obicei și să ne îndemnăm unii pe alții. Vreau să vă mărturisesc așa că majoritatea sunt prietenii mei. Unul din prieteni în dimineața aceasta, aproape așa, spun că mi-a trimis un mesaj și m-am supărat un pic că a făcut glumă că nu vine la biserică. Oameni buni, și vă rog aici să nu înțelegeți, vă mai rețin câteva minute și apoi ne vom ruga. Vreau să înțelegeți un lucru, nu cumva să înțelegeți ca și cum spun ceva despre mine. Eu n-aș vedea viața mea vreodată fără biserică. Cu ajutorul lui Dumnezeu m-am pocăit de la vârsta de 18 ani și astăzi am 33 de ani. Ascultați-mă! Nu știu și nu pot să număr dacă vreodată am lipsit de la slujbă, de la biserică. Pentru mine nu există, nu pot să accept pe unii oameni care lipsesc de la izvorul numit biserică. Nu știu cum există. Au fost momente când m-am dus în altă parte. Dacă vreți, până și în vis, la un moment dat, eram într-un vis și aveam treabă și nu de mult de asta îl și rețin, că am văzut un vis care aveam treabă undeva într-un oraș și eram îmbrăcat într-o îmbrăcăminte nu de biserică. Și mi-am terminat ceea ce aveam eu de făcut mai devreme și am zis, ce fac eu acasă? Mai bine mă duc la biserică, pentru că, oameni buni, nu există viață fără biserică.
biserică. Aici este locul unde primești iertare, eliberare, unde poți să fii mântuit, unde poți să fii... Aici este locul în care Dumnezeu te cercetează. Spuneam atât despre mine, cât și despre familia, despre soția mea. Nu-i mai frumos lucru să slujești pe Dumnezeu? M-am bucurat de Matei, de copiii care îi văd aici, care au slujit, de tinerii, de copiii voștri care sunt de fapt și împreună, că suntem o generație. Am văzut, m-am bucurat atâta de mult. Nu-i mai frumos lucru să slujești pe Domnul împreună cu familie? Și aici vreau să vă mai spun un lucru. La un moment dat spuneam lucrul acesta la o nuntă acum de curând. Am spus, aproape niciodată eu n-am spus soției mele să vină la biserică. Ba din gură i-am spus, stai acasă. Și a zis, nu, mă duc ca să mă rog înaintea Domnului. Aproape niciodată, fără exagerare. Fără exagerare. Pentru că oameni buni nu există. N-ai cum să ai o viață de biruință dacă tu nu te oprești dizi de dimineață și atunci când este slujbă la izvorul numit biserică. Astăzi preferăm, încă o dată zic, să ne oprim la izvorul numit mall, pentru că atât de mult iubim mall-ul, iubim shopping-ul, în mod special fetele, femeile, soțiile iubesc atât de și mai mult ar prefera să spune, mă, ce prefer, biserica sau mall-ul? Hai mai bine la o rochiță sau hai mai bine la un shopping. Oameni buni, frați și surori, și ne punem întrebarea, de ce suntem biruiți și nu suntem biruitori? Ce spune psalmistul? Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului care stați noapte în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul, Domnul să te binecuvinteze. De unde să te binecuvinteze Domnul? Din Sion, de aici te binecuvintează Dumnezeu. El care a făcut cerul și pământul. Și aici vreau să vă mai spun un lucru și apoi ne vom ruga, care l-am descoperit de curând și valabil pentru voi copii și vă rog să ascultați și pe, în mod special pentru noi părinții. Și aici chiar vreau să citesc și să spun fraza asta. Singura sursă din care putem potoli setea copiilor noștri de a nu muri, altfel riscăm foarte mult viața copiilor noștri și a noastră, este în primejdie dacă nu potolim setea copiilor noștri din izvorul numit biserică. Și ne punem întrebarea, de unde această idee? O avem aici de la Agar, care spune Biblia că Dumnezeu i-a deschis ochii, a văzut un izvor și a dat copilului și a băut și ea. Singurul izvor în care poți potoli setea copiilor de a nu muri este izvorul numit biserică. Și ce tare mult ne bucurăm astăzi de copii. De aceea vă rog să înțelegeți în dimineața aceasta cuvântul acesta. Niciodată n-ai cum să fii biruit, să fii biruitor dacă tu nu te oprești la izvorul numit biserică. Și în dimineața aceasta puneți întrebarea, unde te-ai oprit ultima vreme? La ce izvor? Cum se numește izvorul? Care e mai important? Cum se numește izvorul care te-ai oprit în ultima vreme? Și dacă nu te-ai mai oprit la izvorul acesta și ai desconsiderat biserica, la un moment dat îmi vine în minte un verset care spune așa, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica. Unii desconsideră biserica lui Dumnezeu. Ascultați-mă, cel mai dezastru din Biblie care spune și arată cum era biserica este biserica din Corint. Acolo erau trei de litera D, dacă vreți. Diferențe și apoi continuă. Oameni buni, aici este locul în care Dumnezeu ne poate binecuvânta, ne asigură biruința, pentru că vă spuneam, este singura instituție din lumea aceasta care nu se poate birui, biserica, pentru că biserica este a Domnului și noi facem parte din biserica Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Ridicați-vă înaintea Domnului și am vrea să ne rugăm și poate că ultima perioadă n-ai mai venit la biserică, ai desconsiderat biserica, ia hotărârea și ascultă-mă, pune prioritar
biserica nu există. Vreau să vă mai spun un lucru care spuneam în biserica din Valencia. Dom'le, cum se întâmplă că la majoritatea oamenilor care nu slujesc au programare în ziua bisericii și eu de 10 ani am programare. Fie la spital, poate